aceasta este talară pentru tine, să vedem care este mesajul Universului. Să vedem cărțile de tarot. Mai întâi. Prima carte, ce trebuie să știi acum? Avem Soarele, o nouă perspectivă, 10 de monede și ce acțiune trebuie să iei în răustiții. Avem aici 3 de monede, 5 de bâte și cavalerul de bâte. Ok. Primele cărți cu soarele și cu 3 de monede. Cred că ceea ce trebuie să știi în momentul acesta este că sunt foarte multe lucruri de care merită să te bucuri în viața asta, în viața ta în mod special, pentru că văd că ai construit ceva aici sau continui să construiești ceva, să depui efort într-un anumit loc, poate partea profesională este foarte importantă sau ar trebui să acorzi mai multă atenție părții profesionale. Cu soarele, da, și cu 3 de monede, văd că o mare bucurie s-ar putea să-ți aducă această construcție, această construire, faptul că lucrezi la ceva, acum poate să fie și o relație, nu neapărat ceva profesional, dar și o relație, să construiești ceva, poate colaborezi cu cineva, mai înseamnă și acest lucru și trebuie să te concentrezi pe acest lucru, să te axezi pe bucuria acelui loc, să te concentrezi pe ceea ce îți oferă acel loc, ce avantaje îți oferă, ce beneficii îți oferă și dacă nu, ar trebui să te orientezi sau să te axezi mai mult pe ceea ce te face fericit la locul de muncă sau ceea ce te face fericit nu știu, când lucrezi, când faci ceva, când simți așa că trebuie să faci ceva manual, ceva care să te să-ți pună în mișcare corpul sau mâinile, să te folosești de mâini și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri de care să te bucuri. Cu soarele este o carte foarte frumoasă, vorbește despre iluminare, despre fericire, despre, nu știu, a sărbătorii și simt așa că sunt multe lucruri de care să te bucuri în acest moment. O nouă perspectivă, acolo avem 10 de monede și 5 de bâte. Foarte interesant. Nouă perspectivă. Vorbește și despre un conflict acolo, totuși. Și 10 de monede. Cred că cineva trebuie să aibă, sau tu, poate ar trebui să oferi mai multă atenție familiei, să ții cont de părerile celor din jur. Simt aici multă colaborare, ideea de colaborare, de a construi, de a munci împreună cu cineva, de a te bucura, de a te sfătui chiar. Poate că n-ai ținut atât de mult cont de sfatul celor din jur, sfatul oamenilor care sunt alături de tine, deci oameni importanți cu 10 de monede acolo și poate că o nouă perspectivă, ce ai nevoie în momentul acesta să știi mai bine e că familia sau oamenii apropiați ție sunt alături de tine. Chiar dacă aici au existat niște conflicte cu 5 de bâte, poate că ar trebui să-ți diferențiezi așa oamenii, să-i pui așa pe grupuri, oameni care chiar țin la tine, oameni care îți vor binele și așa mai departe și oameni care vor doar să fie într-o competiție cu tine, poate chiar și la locul de muncă. Cred că îți trebuie mai multă, nu știu, să-i treci așa printr-un filtru personal pe cei din jurul tău, să-i cunoști mai bine, să cunoști mai bine oamenii care sunt alături de tine. Dar cu 10 de monede e o carte foarte frumoasă care vorbește despre, inclusiv despre partea sa financiară, pentru că tot avem monede. Deci are de a face cu partea profesională aici, simt. Probabil trebuie să colaborezi cu cineva, trebuie să muncești mai mult, pentru că încă ești la început cu 3 de monede, să depui mai mult efort, mai multă energie, pasiune, bucurie, te bucuri mai mult de ceea ce faci sau să găsești ceva, un job, da, sau o pasiune, un hobby, poate chiar și un hobby, o pasiune, ceva care să te facă foarte fericit, dar și creativitate, soarele acolo, creativitate și poate că O nouă perspectivă ar fi să te orientezi către cămin, către familie, către oamenii apropiați ție, oamenii din jurul tău, să vă înțelege, să existe o cooperare, pentru că avem aici 5 de monede, 5 de bâte, pardon. Există nevoia de comunicare, de disciplină, de cooperare în mod special, de ascultare și înțelegere. Deci probabil trebuie să asculți și sfatul celor din jurul tău, mai ales pe plan financiar sau așa în viața asta de zi cu zi, nu trebuie să fie ceva anume, mult special, dar să ții cont și de sfatul celor din jurul tău sau sfatul persoanelor apropiate ție, nu oricine, da? Cum am și zis, ar putea să grupezi așa persoanele din viața ta pe mai multe categorii, oameni care chiar sunt alături de tine și-ți vor binele și oameni care vor să fie mai competitivi, că văd așa aici o parte liniștită, caldă, cum este căminul și așa mai departe, și o parte, o zonă mai aglomerată, mai plină de adrenalină, energie, oameni care nu prea se ascultă între ei și așa mai departe. Deci probabil trebuie să grupezi aceste persoane, personaje din viața ta, oameni care sunt mai liniștiți și așa mai departe. Depinde ceea ce îți dorești, ceea ce ai nevoie. Poate trebuie să ieși mai mult, poate trebuie să comunici mai mult. Ceea ce faci în momentul acesta necesită comunicare și cooperare, colaborare. Și după avem ce acțiune trebuie să faci, să iei. Și avem îndrăgostiții și cavalerul de bâte. Clar, trebuie să acționezi. Probabil trebuie să și alegi cu îndrăgostiții, pentru că vorbește despre alegere, din nou despre colaborare, despre parteneriate. Poate că este vorba și despre iubire aici. Probabil că trebuie să cucerești pe cineva, să abordezi o persoană, să devii mai competitiv, mai competitivă, simt asta, da. Să construiești ceva. Cu 3 de monede de la început am văzut că este vorba despre a munci, a lucra, a da tot ceea ce e mai bun din tine, și asta cred că trebuie să faci în momentul acesta. Asta este sfatul universului, că trebuie să muncești mai mult, să dai și mai mult, să oferi și mai multă energie. Cavalerul de bâte este ceva care este foarte energic, nu stă pe loc, chiar din contră, este cavalerul de foc, deci adrenalină, multă energie, mult foc, multă pasiune. Și de la început am început, ca să fiu sinceră, am început cu soarele, cu putere, cu iluminare și multă bucurie. Deci probabil trebuie să alegi, poate, sau să colaborezi. Eu simt mai mult colaborare aici, să colaborezi, să comunici direct. Ceva din viața ta, din viața ta necesită comunicare directă, necesită energie, pasiune, acțiune. În niciun caz nu trebuie să stai în momentul acesta, în perioada asta a vieții tale. Trebuie să construiești, să muncești în continuare, să dai tot ceea ce ai mai bun, să te axezi într-un fel și să te axezi pe oamenii din jurul tău, pe oamenii cu care vrei să lucrezi, oamenii pe care îi vrei aproape de tine, ceea ce îți dorești tu, ce îți dorești de fapt de la oamenii din jurul tău. Simt așa că sunt două categorii de grupuri aici, cum am zis, o categorie mai liniștită, mai calmă, mai rezervată, mai grijulie, poate chiar familia, dar să zicem că este cineva în afara familiei, adică la familia întotdeauna este acolo. Așa, o categorie mai liniștită, mai calmă, sau o categorie mai competitivă, mai directă, într-un fel sau altul, și plină de activități. Cred că trebuie să umpli timpul și cu multe activități, cu multe hobby-uri, cu multe pasiuni, și să construiești ceva, să faci ceva, să clădești ceva, dar să te ții de acel lucru, să fii devotat, într-un fel sau altul. Așa că cu îndrăgostiți aici văd că s-ar putea să iei o alegere, să faci o alegere, trebuie să faci o alegere cu poate persoanele din viața ta, cu cine vrei să colaborezi, cu cine vrei să ai mai mult de-a face, cu oamenii din jurul tău, și să te dedici unor planuri, unor țeluri de ale tale. Avem aici lumea de mijloc, prezentul. Trebuie să te concentrezi pe ceva din prezent. Pe ceva din prezent care te atrage, care îți face plăcere. Să ai aproape, poate chiar și o persoană, o relație, să construiești pe baza acelui lucru, proiect, relație. Dar simt că e mai mult vorba despre relații aici la tine. Relații de orice fel. Din nou, un soare. Multă prosperitate și abundență pentru tine, văd. Ai multe motive pentru care să fii prosper acum. Sau, cred că îți clădești această prosperitate, această abundență. Ți-o clădești singur, ți-o construiești singur. Iar Universul spune că trebuie să continui să muncești pentru că ești foarte aproape de acea abundență, de acea prosperitate. E ceva din prezent, ceva ce ține de momentul actual. Deci ceea ce faci în momentul actual, încearcă să continui. Dar poate că ai o nevoie de o nouă perspectivă din partea oamenilor din jur. Poate că ceva încă nu funcționează acum, totuși 3 de monede, mai ai ceva și poate că mai ai nevoie de părerile altora, de oameni, bineînțeles oameni în care ai încredere, cu 10 de monede și de o colaborare. Pentru a-ți îndeplini un vis, un proiect, pentru că avem și cavalerul de bâte, este ceva la început, într-adevăr. Ca zodice mi sunt în evidență zodii de foc, în mod special leu, berbec săgetător, dar și capricorn, fecioară și gemeni. Cam astea sunt zodiile ce mi sunt în evidență. Cam atât pentru tine, numărul 1. Sper că a rezonat cu situația ta. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare. Pa! Bună, numărul 2, aceasta este talarea pentru tine, să vedem care este sfatul Universului pentru tine în acest moment. Să vedem mai întâi cărțile de tarot. Ce trebuie să știi în acest moment? Wow, avem moarte aici. O nouă perspectivă, lumea și acțiuni pe care trebuie să le faci. Sau acțiune, 6 de bâte. Celelalte cărți. Vedem roata norocului, wow. 2 de bâte. Și cavalerul de monede. Ok. Ce trebuie să știi în acest moment? Cu moartea acolo și cu roata norocului, simt așa că nu trebuie să-ți fie frică de schimbare, de transformări. Și cred că transformări profunde, probabil că treci prin această perioadă de transformare, de schimbare profundă, să nu-ți fie frică, să nu-ți fie teamă de aceste transformări, pentru că ea este inevitabilă, sau o transformare, în mod special, nu neapărat transformări, ci o transformare importantă, profundă, care este inevitabilă aici, pentru că avem după roata norocului și este ceva, nu știu, de care nu poți să fugi, nu te poți împotrivi, este... da, este inevitabilă, este acolo, cu moartea și cu roata norocului. Probabil că trebuie să faci o schimbare, o transformare în viața ta. Probabil că trebuie să schimbi, capitolul, să schimbi acțiunile, să schimbi viziunea, să schimbi perspectivele, modul în care privești lucrurile, modul în care te raportezi la oameni. Simt că e ceva așa profund, poate chiar și ceva general, nu este neapărat ceva specific, ci așa cu totul, nu știu, poate să iei un soi de la zero. Și cam asta văd la tine, că este vorba despre o schimbare profundă aici, de la zero, pentru că avem și roata norocului, după avem lumea, capitole foarte mari, noi, unice, probabil n-ai mai trăit aceste lucruri până acum, profunde. O nouă perspectivă cu lumea acolo și cu 2 de bâte. Cred că trebuie să înțelegi că toate se întâmplă cu motiv și că toate aceste transformări sunt pentru binele tău suprem, pentru că avem aici cărți foarte frumoase după, cum ar fi 2 de bâte, 6 de bâte și cavalerul de monede. Wow! Deci niște cărți așa pline de dorința de a explora, de a trăi, de a manifesta lucruri noi. Îți dorești ceva nou în viața ta. un capitol nou, relații noi, oameni noi, cred că o persoană, în mod special, acest cavaler de monede, poate că îți dorești acest lucru, ca perspective noi, probabil că trebuie să te concentrezi pe lucruri mari în acest moment, să-ți dorești lucruri mari, să-ți dorești mai mult de la viață, mai mult de la tine, mai mult de la oamenii din jurul tău, pentru că numai așa o să câștigi. 6 de bâte aici. Da, ai nevoie de lucruri mărețe în viața ta. Să gândești măreț. Este aici cineva care e foarte interesant. Deci, foarte interesant cum s-au sincronizat cărțile. Avem lumea și aici cineva are un glob de cristal în mână, are un pământ, are de fapt o lume în mâna sa. Deci foarte interesant cum s-au sincronizat aceste cărți. Și probabil trebuie să te gândești că viața asta e atât de mare, atât de interesantă și plină de oportunități, încât trebuie să explorezi acele oportunități, să explorezi potențialul, foarte mult potențial aici, de a cuceri teritorii noi, de a începe ceva de la capăt, de să nu-ți fie frică să începi ceva de la zero, să nu-ți fie frică să începi ceva nou, să faci o transformare profundă, pentru că ai foarte multe lucruri de câștigat, pentru că avem aici acțiune. La acțiune avem 6 de bâte, deci încearcă să te comporți ca un om, ca un învingător, ca o persoană care a câștigat deja, care este plină de faimă. De ce nu poate-ți dorești această faimă? Poate ai țeluri foarte înalte, cum aș și zis, sau ar trebui să îți dezvolți niște țeluri sau să-ți propui niște țeluri foarte înalte, pentru că ai toate șansele să le atingi. Cavalerul de monede. Încearcă să nu grăbești procesul, pentru că acest cavaler de monede este o persoană care nu se grăbește. Este o persoană de încredere, loială, poate ai de face cu acest cavaler de monede, poate îți dorești acest cavaler de monede, dar simt că mai mult trebuie tu să devii acest cavaler de monede, această persoană mai calmă, mai liniștită, mai concentrată pe succes. Cât avem aici succes, pe dorința de a câștiga, de a triumfa, dar într-un mod sigur, într-un mod cinstit, curajos, curat. Și ai toate șansele să dezvolți acest lucru, să dobândești acest lucru. E un cavaler, da, este ceva așa la început, dar ai cărții mari aici, arcane majore, care arată faptul că ceva din viața ta, un capitol s-a încheiat și trebuie să accepti acest lucru și să te axezi, să te concentrezi pe lucrurile noi din viața ta care vor apărea de acum încolo, pentru că ele necesită atenția ta. Și trebuie să pui toate aceste lecții pe care le-ai învățat în practică, să fii un lider, să fii un conducător, să fii un model de urmat pentru cei din jurul tău, să fii responsabil cu ceea ce faci, pentru că ai foarte multe bătălii câștigate, ca să zic așa în ghilimele, dar și multe bătălii pe care urmează să le câștigi, care poate sunt mult mai mari, mult mai, nu știu, importante, mai interesante de atât. Și aici avem cristale, amplificare. Amplificare, interesant, se amplifică poate munca pe care o vei depune de acum încolo, poate responsabilitățile pe care le voi avea de acum încolo. Cert este că lucrurile vor fi poate de 2 ori, că tot avem 2 de bâte aici, de 2 ori mai importante, de 2 ori mai, nu știu, mai grele. De ce nu? Dar cu scopul de a ajunge acolo unde ți-ai propus, cu scopul de a fi mai bun, simt că aici este ideea asta de a fi mai bun, de a învăța mai multe, de a trăi mai multe experiențe, de a vedea mai mult lumea, de a ieși mai mult, de a explora mai mult și așa mai departe. Dar nu uita că trebuie să pornești de aici sau, mă rog, nu te poți abate de la acest drum, te poți abate de la această schimbare, transformare cu moartea și cu roata norocului. Este ceva așa inevitabil, cum am și zis, multe schimbări, poate multă incertitudine, Și aceste lucruri fac parte din viață. Această incertitudine, această transformare sunt normale, sunt vitale și astfel te duc oarecum pe drumul tău. Pentru că avem aici cu lumea, deci totul e așa ca un ciclu, ca o perioadă care se încheie. Așa este viața. Deci asta trebuie, așa trebuie să privești acest lucru, ca pe ceva normal, ca pe ceva natural, pentru că avem lumea. Ca pe o perioadă de explorare, de autodepășire, de evoluție și așa mai departe, cu doi de bâte. Ca mai apoi să ai niște acțiuni de învingător, să acționezi ca un cavaler de monede, adică liniștit, calm, grijuliu, atent, da? Atent la detalii, o persoană care își știe locul, știe ce are de făcut, o persoană diplomată. Eu așa văd acest cavaler de monede, pentru că recompensele vor fi pe măsură aici, cu cristale, amplificare, da, mai mult și mai mult amplifici, se amplifică ceva din viața ta, recompensele, lecțiile de viață și așa mai departe, bucuriile, toate se vor amplifica. Asta depinde numai de tine, de cum vezi viața, de perspectivele tale. Ca zodice mi este în evidență Scorpion, în mod special. Scorpion, Pești, Berbec, Săgetător, Leu, Capricorn, Taur. Cam astea sunt zodiile ce mi este în evidență pentru tine, da. Ai multe lucruri de făcut și de văzut totodată, de înțeles. Dar un nou capitol începe în viața ta, sau ar trebui să te orientezi către un nou capitol din viața ta și pe acel lucru să-ți axezi atenția, să te focusezi pe acel lucru, pentru că cred că asta cu amplificare aici, pe ce pui ochii sau pe ce, pe ce pui ochii, pe ce, la ce te gândești și așa mai departe, acolo amplifici. Deci ai grijă, că tot avem cavalerul de monede aici, doi cavaleri, doi războinici, două persoane care sunt puternice, sunt într-o armură, așa, într-un fel sau altul. Pe ce spui atenția, pe ce spui atenția, acolo se va amplifica. Acele lucruri se vor amplifica, acel lucru se va amplifica. Deci contează foarte mult unde îți fixezi acea atenție, unde te orientezi, pentru că acolo o să crești, acolo o să, de acolo o să atragi și alte lucruri. Cam asta este mesajul pentru tine. Cam atât am pentru tine, numărul 2. Sper că a rezonat cu situația ta. Eu îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare. Pa! Bună, numărul 3. Aceasta este talarea pentru tine. Să vedem care este mesajul Universului pentru tine. Prima dată să vedem cărțile de tarot. Ce trebuie să știi în acest moment? 7 de cupe. Nouă perspectivă, 5 de săbii și acțiunea pe care trebuie să o iei, să o faci, 8 de monede. Avem aici Marea Preotesă, Asul de săbii și 5 de monede. Wow! Ok. Simt așa ideea asta de pierdere aici. De pierderi poate că ai avut, poate că, nu știu, treci prin acest moment. Ok, ce trebuie să știi acum? 7 de cupe și Marea Preoteasă. Cu 7 de cupe cineva trebuie să facă o alegere, cineva trebuie să aleagă, dar anumite lucruri nu sunt atât de clare în acest moment. Poate că nu știi ce să faci în această relație, nu ești foarte sigur de intențiile cuiva, pentru că avem după 5 de săbii aici, poate vorba despre niște persoane. Nu știi ce să alegi, nu știi ce să faci, așa totul ambigu, incert, lucrurile nu sunt așa cum par unele, parcă e cam dificil să alegi. Nu știi încă ce să faci. Poate are de face și cu un trecut. Dar cu Marea Preoteasă acolo vorbește despre intuiție, deci clar trebuie să te bazezi foarte mult pe intuiție. O situație din viața ta necesită o alegere și acea alegere trebuie făcută cu intuiția, cu atenția ta sporită la detalii, la semne, la mesaje, la ce îți transmite acea persoană, la energia acelor lucruri, acelor oportunități, acelor relații și așa mai departe. Da, pur și simplu ce îți transmite fiecare lucru în parte, pe acel lucru să-l alegi, ceva de genul. Simt că este ceva așa foarte fin, poate subconștient, poate ceva foarte spiritual, greu de observat, dar trebuie să fie un semn distinctiv, trebuie să fie ceva acolo care să sară în evidență, să te atragă mai mult. Cam asta trebuie să știi în acest moment, că orice alegere dificilă este, poți să o faci, poți să o iei, pentru că este ceva care te face să simți mai mult. Da? Deci ceva aici fin, ceva care are de-a face cu sentimentele, cu emoțiile, cu partea asta nevăzută, cu subconștientul, spiritualitatea și așa mai departe, cu Marea Preoteasă. O nouă perspectivă, cu 5 de săbii și cu asul de săbii. Un adevăr. Aici. Este un adevăr. Simt că acel as de săbii vorbește despre un adevăr. Despre o rezolvare. Există o rezolvare în această situație. Pentru tine, mesajul Universului simt că este acesta, că există o rezolvare, există o alegere, există un răspuns corect aici. Există un adevăr la tine, chiar dacă e greu la început să vezi. Pentru că avem 5 de săbii aici, poate că este vorba despre un conflict, este vorba despre o persoană care poate a profitat de ceilalți, de tine, de, nu știu, bunătatea ta și așa mai departe, dar acest lucru poate că trebuie să te elibereze. Da, să te elibereze, să te facă să fii liber. Pentru că dacă știi acest lucru, înseamnă că trebuie să scapi de acele persoane, de acea persoană. Trebuie să le eviți, trebuie să mergi mai departe și să le lași în urmă, ceva de genul. Pentru că știi cum sunt ele, știi cum este acea persoană, știi cum este acea situație necinstită, este ceva necinstit aici. Poate că te gândești de ce mi se întâmplă mie acest lucru, pentru că poate trebuie să scapi de acele lucruri, poate pentru că trebuie să mergi mai departe, să alegi calea adevărului, să mergi pe adevăr, pe rațiune, pe inteligență și să spui lucrurilor pe nume, să fii direct. Pentru că avem aici săbii, asul de săbii, de să vorbești, să comunici, să fii transparent, să nu alegi această cale de necinste, de manipulare, într-un fel sau altul, cu 5 de săbii, de trădare, de ce nu, și să alegi partea cinstită, partea rațională, partea directă, partea normală a lucrurilor, firească și așa mai departe. Deci există o nouă perspectivă pentru această situație. Faptul că poate ai fost trădat, trădată în trecut, asta trebuie să te ajute să nu mai alegi acele persoane din nou, da? Exact aceleași persoane, sau să alegi alte persoane care să se asemene cu aceste persoane care te-au trădat din trecut. Deci este așa ca o lecție, ca pe un nou început, pentru că tot avem asul de săbii, pentru a te elibera de aceste lucruri, poate de niște gânduri, și să începi ceva nou. Iar acțiunea pe care trebuie să o faci, pe care trebuie să o iei, să o realizezi, avem 8 de monede după 5 de monede. Simt că trebuie să ai, să fii sprijinul, ajutorul cuiva, poate cuiva care este în nevoie, dar trebuie să depui efort, trebuie să muncești, tocmai ca să nu ajungi, poate, în această situație cu 5 de monede de a nu avea, de a nu, nu știu, de a simți lipsuri și așa mai departe. Asta e și ideea, că trebuie să muncești, nu trebuie să te lași, trebuie să depui ceva efort. Chiar dacă este mai greu, chiar dacă necesită mai mult timp, nu trebuie să te lași, nu trebuie să te îl lași demoralizat de aceste întâmplări, de aceste lucruri. Cu 8 de monede acolo, clar, este vorba despre a lucra, despre a munci mai mult. Nu este orice muncă, este o muncă mai grea, mai mare. Dar totodată vorbește și despre faptul că dacă îți pui tot acest efort la muncă, la muncă, să faci ceva cu acel efort, unde îți vei pune acel efort, unde îți vei îndrepta acel efort, acolo o să și crească, acolo o să te și ajute, de acolo o să-ți colegi și roadele. Deci contează unde depui acest efort, pentru că nu trebuie să fie o muncă în zadar, dar trebuie să fie o muncă cu folos, ceva care are potențial de a crește. Iar aici avem a vedea, viziune, a căuta, sig. Poate că, într-adevăr, cauți răspunsuri. Cauți un adevăr, cauți un răspuns la o întrebare, pentru că am pornit de la această incertitudine. Dar cred că răspunsul este la tine, răspunsul este în interiorul tău. Pentru că și aici este o singură persoană. Răspunsul se află la tine. Acest adevăr, acest as de săbii îți aparține, e al tău. Este ceva care te reprezintă, care te face cine ești cu adevărat, adică această rațiune, acest adevăr, faptul că nu te lași, faptul că vorbești, sau faptul că ar trebui să faci acest lucru, faptul că ar trebui să tai aceste incertitudini, aceste incertitudini, dar ceva totuși este cert aici cu 5 de săbii. Deci, dacă este vorba despre niște persoane care ți-au greșit, aici este ceva clar. Acele persoane chiar ți-au greșit, adică nu trebuie să te prefaci că nu le vezi. Aici, într-adevăr, este altceva. Cu 7 de cupe este vorba despre un drum, poate, pe care nu știi ce să faci, pe care încă nu-l cunoști și nu știi ce să faci cu el, nu știi ce încotro să te îndrepți, ce să alegi, mai mult ce să alegi aici. Dar, cum am și zis, trebuie să-ți folosești această intuiție, dacă este vorba despre a alege ceva în momentul acesta, iar în ceea ce privește relațiile care nu sunt tocmai potrivite pentru tine, să te eliberezi de acele relații, să te îndrepți către ceva nou, către muncă, să te axezi mai mult pe partea profesională, să urmărești ceva care te face fericită, să depui acel efort acolo, în ceea ce te face fericit, și să lași în pace sau să lași în urmă aceste lucruri care te-au durut într-un fel sau altul, care te-au lăsat în urmă, care te-au făcut să te simți abandonat. Cred că trebuie să muncești mai mult, fix cu scopul de a nu ajunge la acești 5 de monede, la această dezamăgire, la singurătatea aceasta, la faptul că, nu știu, te poți simți singur, că poți fi lăsat în urmă și așa mai departe. Cred că asta trebuie să faci în acest moment, să depui atât de mult efort încât nu există acest lucru pentru tine. Acest 5 de monede, aceste gânduri sau aceste oportunități, în ghilimele, aceste situații în care poți fi lăsat în urmă, poți fi abandonat, poți avea multe lipsuri și așa mai departe, pentru că vorbește despre lipsuri materiale, 5 de monede. Zodice mis în evidență, Scorpion, Rac, Pești, Gemeni, Vărsător, Capricorn, Fecioară și Taur. Cam astea sunt zonele ce mi sunt în evidență, dar este aici vorba despre un adevăr, un răspuns. Poate chiar este în fața ta acel răspuns, poate chiar în interiorul tău cu marea preoteasă, dar există, este acolo o cale. Și acea cale este adevărul, este autenticitatea, este realitatea și ceea ce îți dorești cu adevărat. să faci și să fii. Cam atât pentru tine, numărul 3. Sper că a rezonat cu situația ta. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare. Pa!